De ce s-au caftit românii tot evul mediu cu otomanii? Pentru că cei din urmă nu aveau altă treabă acasă decât să-și facă vise de transformare a țărilor române în raiale. Alți istorici mai cu moți vorbesc de pașalâcuri. Mă rog, intenția era aceeași. Așa e? Așa e? Că asta am învățat până la urmă la școală și în toate filmele istorice. O să ziceți mulți că am înnebunit cu tot. Stați așa și deschideți ochii mari, fiindcă nu e deloc ceea ce credeți că pare că e. Acest episod va intra mai mult în detalii decât de obicei, corectând greșeli și reflectând pe baza izvoarelor despre realități prost înțelese. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie otomană și medievală și fac parte din echipa internațională de cercetare cu Corpus Draculianu, premiată de Academia Română. Înainte de a-i da drumul și de a mă asigura că a tras în țeapă corespunzător butonul de abonare și clopoțelul de asigurare, am o mare rugăminte. Dacă nu puteți da ducați ca să ne asigurăm costurile de producție, ajutați măcar ceata Măriei Sare să crească precum voinicul din poveste. Deci, distribuiți acest click pe paginile dumneavoastră de Facebook, de Instagram, Twitter, etc. Măria Sa vă va ține minte și nu la vremea trasului în țeapă. Să bem pentru Măria Sa! Trăiască Draculea! Pentru cei ce nu au timp să urmărească toate detaliile, am pus la sfârșit un capitol cu concluzii. Nu săriți însă cu critici dacă nu ați ascultat și argumentele dinainte. Și istoricii fac greșeli. Uneori chiar foarte grave. Vedeți dumneavoastră, istoria, ca și medicina și multe alte domenii, are foarte multe specializări, care necesită cunoștințe specifice, nu numai de limbă. În momentul în care un istoric iese din specialitatea sa și intră pe terenul alteia străine competențelor sale, riscă să facă greșeli. Acesta este și motiv pentru care, spre exemplu, nu vă răspunde pe larg la întrebări despre daci. Unii, specializați în istorie medievală românească, crezând cu cele mai bune intenții că este de competența lor să se pronunțe, nu au respectat acest principiu. Unu, doi au zis ceva, iar ceilalți i-au urmat orbește. Și așa, din generație în generație, se naște și se amplifică un mit. Ați auzit cu toții că turcii, adică otomanii, ar fi încercat în repetate rânduri să transforme țările române în raiale, ori după alții în pașalâcuri, adică în provincii otomane. Termenul românizat de raia este unul real, însă a fost greșit înțeles de medieviștii români. Raia desemna în Imperiul Otoman pur și simplu pe orice supus otoman plătitor de impozite, de obicei țărani și meșteșugari, indiferent de etnie ori religie. Nu plăteai impozite sau erai scutit de multe dintre ele, intrai la altă categorie. Despre asta mai multe într-un episod viitor. Deci, raia nu se referă la provincii ori teritorii, ci la locuitorii acestora. Prin urmare, otomanii nu aveau cum să transforme în raiale țările române ori bucăți din acestea, ci doar cel mult pe locuitorii acestora. Termenul de pașalâc este improvizația unor istorici rămași în pană de cuvinte și necunoscători ai nomenclaturii otomane reale. Pașalâc este într-adevăr un cuvânt turcesc compus din cuvântul pașa plus terminația tot turcească lâc, pe care o întâlnim în multe alte cuvinte românești, majoritatea preluate din turcă, spre exemplu, calabalâc. Atașată la sfârșitul unui cuvânt, această terminație dă sensul de care este, care exercită. În cazul nostru, deci, indică meseria ori dregătoria de pașă sau care aparține sferei de competență ori de putere a acestei. Titlul de pașă era aplicat însă doar celor mai înalți demnitari otomani, precum Marele Vezir,
precum sesizați pronunți vezir și nu vizir, care este pronunția românizată. Fai de capul meu, domnule, cine v-a lucrat aici? Guvernatorii de provincii aveau apelativul de bei și se numeau, pe timpul lui Vlad Țepeș, Sanjak Bei, beiul unui steag, fiindcă asta însemna sanjak la origine. O subdiviziune a sanjakului se numea Caza, așa cum erau denumite regiunile și orașele dunăremene, Brăila, Hârșova, Giurgiu și Turnu, aflate sub administrația directă otomană. Deci otomanii ar fi urmărit să transforme țările române cel mult în sanjak beilicuri, adică în provincii care aparțin, care sunt conduse de un sanjak bei. Un alt termen mult mai general și care însemna pur și simplu provincie era cel de vilayet sau eyalet. Pe acesta îl întâlnim cu precădere în cronicile otomane. O să ziceți acum că v-am omit ca să dați click pentru a vă explica doar un cuvânt. Stați așa, fiindcă povestea nu se termină aici. Ca să administrezi o provincie, îți trebuie, și atunci ca și azi, un imens și sofisticat aparat administrativ care trebuie plătit. Birocrații otomani nu primeau salarii, ci timare. Acestea reprezentau concesiuni de venituri dintr-un anumit număr de sate ori părți de sate, în funcție de cât de important era respectivul birocrat. Prin urmare, o provincie trebuia să genereze îndeajuns de multe resurse cât să acopere costurile de administrare și apărare și să mai rămână ceva și pentru sultan. Altfel nu era profitabil să anexezi o regiune. Excepția era, desigur, când o regiune, deși neprofitabilă economic, era strategică militar, ori reprezenta o amenințare pentru siguranța provinciilor otomane vecine. Experiența cu anexarea regatului Ungariei, care era cu mult mai bogat decât Moldova și Valahia la un loc, au confirmat otomanilor ceea ce știau deja de multe decenii. Nu este mereu profitabil să stăpânești, adică să administrezi direct. Cel puțin în primele decenii de administrare a noii provincii maghiare, otomanii au trebuit să pompeze acolo o mulțime de resurse financiare dislocate din alte părți, fiindcă provincia în cauză nu genera îndeajuns de multe venituri cât să acopere cheltuielile. Însă era deosebit de prestigios pentru otomani să știe că supuseseră pe principalul lor adversar în estul Europei și că eliminaseră o amenințare militară. Deci, în ciuda acestor neajunsuri, merita. Valahia și Moldova, însă, nu erau la fel de dens populate ca Bulgaria și Ungaria. Nu dispuneau de imense mine de argint precum Serbia și nici de aur precum Transilvania. Valahia era, însă, cel mai mare producător de sare, aceasta fiind aurul alb al lumii până la descoperirea aurului negru. Ambele țări extracarpatice erau renumite pentru creșterea cailor. Spre exemplu, și astăzi în Germania, calul castrat este numit Valach. Alt șlagăr de export erau animalele mici și produsele de apicultură. Și cam asta era totul. Ceva mici excepții. Aceste produse nu erau suficiente, fiindcă nu se puteau constitui suficiente timare consistente pentru birocrații și militarii otomani ce administrau și controlau provinciile. Principala problemă era densitatea scăzută a populației și mobilitatea foarte mare a unei bune părți a acesteia. În timp ce în Bulgaria un timariot controla pe câțiva kilometri cele câteva sate din care își extragea veniturile, în Valahia trebuia să alerge chiar și peste 10 kilometri până la următorul sat. În plus, un sat valah putea avea mai puțin locuitori decât unul bulgăresc ori unguresc. Iar în privința cailor, oilor și caprelor, păi cum credeți că au ajuns românii așa de renumiți? Sunt acasă și crescând 5-6 capre și un cal în propria gospodărie? Aceasta este economia de subsistență și nu cred că mai trebuie să vă explic ce înseamnă asta. Rentabil economic este doar creșterea în masă a acestor animale, iar marile turme de animale trebuie plimbate din loc în loc la pășunat. Și uite așa ajungem la transhumanță și seminomadism. Pe nomazi și pe seminomazi
nu prea poți să-i treci la catastiful de impozitare, fiindcă atunci când trebuie să te duci să le ridici impozitele, nu prea îi găsești nicăieri. Probleme de acest gen au avut până și austrieci în Transilvania 3 secole mai târziu, în perioada modernă. Iar minele mari de sare erau doar vreo două și, deși cele mai mari din regiune, în jurul lor se aflau doar câteva așezări, bune doar pentru timarul Sanjacbeiului. Dar pentru oamenii lui nu mai rămânea mai nimic gras. Deci pentru otomani era mult mai eficient să prefere o administrare indirectă, anume prin intermediul voievozilor locali care în secolul XVI aveau să fie integrați în mod clar în ierarhia administrativă otomană. Voievozii țărilor române, inclusiv ai Transilvaniei, aveau rangul de pașă cu două tuiuri, adică așa ceva. Aceste steaguri, sanjac în otomană, erau moștenite din perioada de început a otomanilor, ca nomazi, și se compunea din coz de cal. Doar un singur voievod a primit un tui cu trei cozi, anume Constantin Brâncoveanu, fiindcă acesta, cunoscut ca Altânbei, prințul de aur, adică, era atât de bogat că pur și simplu și-a permis să-și cumpere unul. Prin această metodă de administrare indirectă, sultanul practic nu investea deloc sau investea minimal în securizarea țărilor române, dar în fiecare an de Sfântul Gheorghe își primea haraciul care, de la voievod la voievod, creștea în ritm alarmant, fiindcă aceștia se tot înghesuiau la Istanbul ca să liciteze la tronul țării la care aspirau. Deci sultanul câștiga direct în propriul sultan, odată prin peșcheșuri și bacșișuri, ambele cuvinte desemnând daruri generoase sau mite, cum le-am numit noi astăzi, și încă o dată atunci când voievozii veneau în fiecare an, în aprilie, cu căruța plină cu monede de aur pentru a-și împrospăta dovezile de loialitate. Așadar, la ce mai trebuia sultanului mari investiții și complicăciuni cu administrarea directă a unui teritoriu care, când o putea face, un bei creștin, căruia îi se acorda iluzia că este autonom, fiindcă în țara sa nu există moschei și pe nicăieri nu se folosea limba osmană în administrație. Așa erau, în păcate, și elitele românești, ori maghiare și săsești în Transilvania, care nici nu trebuiau să se convertească la islam pentru a-și păstra privilegiile și statutul, și nici să pupe mâna unui guvernator ori voievod musulman. Mă veți acuza unii iarăși că vreau să-i spăl pe turci de păcate. Și știți ceva? Aveți dreptate. Dacă m-aș opri aici. Asta nu înseamnă că unii otomani nu au încercat să preia direct conducerea Valahiei în principal, fiindcă era cea mai aproape. Dar mai întâi să răspundă celor care mă vor înjura că nu știu istorie, că știe și habar nu am de repetatele campanii otomane la nord de Dunăre. Ei bine, aceste campanii nu aveau scopul de transformare acestor teritorii în provincii otomane, ci de înăbușire a ceea ce otomanii numeau răscoale. Adică atunci când un voievod nu mai plătea haraciul, ori se supusese dușmanilor otomanilor, precum regii maghiari și polonezi. Alte campanii, de mai mică anvergură, de obicei executate de corpurile de acângii, erau menite să slăbească rezistența voievozilor și să le readucă aminte cine e șeful în regiune. De unde știm asta? Simplu. Niciodată, repet, niciodată, în timpul sau în urma unor astfel de campanii, otomanii nu au început să organizeze administrativ aceste regiuni. Oricât de primitiv posibil ar fi fost asta. Nu au adus cu ei bei musulmani, nu au început să recenzeze populația și nu au plantat moschei, măcar provizorii, în care sultanul să citească vinerea primul hutbe, adică predică. Acest hutbe marca simbolic introducerea respectivului teritoriu în casa islamului. Niciun cronicar otoman, oricât de mult și-ar lăuda sultanul, nu scrie că în timpul sau după asemenea campanii,
conduse sau nu de sultan sau de marele vezir în persoană, aceștia ar fi citit hutbe în vreo biserică improvizată în moschee. Și dacă ei nu s-au lăudat, deși aveau toate motivele să o facă, de ce să o facem noi pentru ei? Da, s-a citit hutbe în teritoriile românești, dar acestea au fost anexate direct. Mă refer aici la Chilia și Cetatea Albă, la Dobrogea și la cazalele dunărene Braila, Hârșova, Giurgiu și Turnu. Doar aici existau moschei, iar limba administrației era cea otomană. În toată istoria medievală românească, care se termină pe la 1550 și nu secolele 18-19, nu a existat decât o singură tentativă semnificativă de transformare a unui voievodat românesc în provincie otomană. Dar și această tentativă trebuie privită cu rezervă, fiindcă 1. Nu a fost sancționat oficial de sultan. 2. Candidatul pretindea că este rudă cu dinastia domnitoare. Și 3. Practic, voia să se substituie ca voievod. Mă refer la aici la Mihal Olu Mehmed Bey. Sanjak Beyul, o să găsiți și termenul mai puțin precis de pașă, de Nicopole, care, profitând de moartea, de tuberculoză probabil a lui Neagoe Basarab și de slăbiciunea fiului său Teodosie, a controlat direct în două rânduri Valahia, anume între aprilie și iunie, respectiv între august și octombrie 1522. Atenție! Nu folosesc termenul de domnit, fiindcă 1. Nu se cunoaște că a fost aclamat ca domn de către Marele Sfat Domnesc și 2. Nu a fost confirmat de sultan ori de către altă putere locală. Fiind șef de acângii și având deci multe resurse militare la dispoziție, a încercat doar să se facă singur voievod în țara vecină provinciei sale și să-și extindă astfel și mai mult autonomia pe care Mihaloglii oricum o aveau de peste un secol în Imperiul Otoman. Unii istorici au afirmat că acesta nu ar fi fost din acea celebră familie de acângii, ci urmașul unui renegat valac numit Mihail, care mai avea încă rude în țara de origine a tatălui său. Din păcate pentru el, majoritatea elitelor valahe au luat foc la gândul de a avea domn păgân, cum spuneau ele, și au ridicat pe unul dintre ele care avea cât de cât legitimitate la tron, anume pe ginerele lui Neagoe, Radu de la Fumați, care a domnit de numai puțin de 5 ori, a dat numai puțin de 30 de bătălii, majoritatea, cu acângii lui Mihaloglu și într-un final a fost recunoscut de poartă ca domn. Cu el se încheie ultima încercare de rezistență a Valahiei în Evul Mediu. Otomanii însă au realizat existența și mai multor riscuri politice și neprofitabilitatea administrării directe a Valahiei. Dacă credeați că inițiativa a venit măcar și episodic doar de la turci, vă înșelați. Stați așa că se cam complică treaba. Există două episoade celebre în istoria românilor când domnitori români s-au dus ortodoxi la poartă și s-au întors turci, așa cum spun documentele, adică musulmani. A se turci în limba română veche înseamnă a se converti, a trece la islam și nu a schimba etnia devenind etnic turc. Cu această ocazie, convertitul primea fără excepție un nume musulman, de obicei cel al profetului, ori unul dintre cele 99 de nume sfinte ale lui Allah. Câte un episod de acest gen avem deopotrivă în Valahia și Moldova. În Valahia îl avem pe Mihnea al II-lea, stră-strănepotul lui însuși Vlad Țepeș, care, ca să-și asigure reînscăunarea în fața mulțime de contracandidați, pe lângă mărirea excesivă a tributului, a acceptat și convertirea în 1591. Pentru isprava sa, acesta a rămas în amintirea valahilor cu porecla Turcitul. Tentativa s-a soldat cu același efect ca în cazul beiului de Nicopole, Mehmed Bey. Majoritatea elitelor conducătoare au uitat pentru un moment de multele disensiuni și au complotat la mazilirea lui Mihnea, Mehmed, care s-a retras în Imperiu, unde avea să moară un deceniu mai târziu. Pași și mai hotărâți, radicali adică, făcuseră boierii moldoveni în cazul lui Ștefan Rareș, care se înconjurase cu dregători turci și probabil încă nu apucase să se convertească la islam, asemeni fratelui său mai mare, Iliaș Rareș.
Imediat după convertirea sa la islam în 1551, acesta abdicase pentru a se întoarce la viața din imperiu. Pentru complotiști însă era tot una. L-au surprins pe Ștefan la Țuțora, au provălit cortul peste el și l-au înțepat cu sulițele și săbile. După această faptă, nu au uitat să se laude la brașoveni și să se legitimeze astfel, citez, căci nu am vrut să avem domn păgân. Observăm deci că răspunsul hotărât al elitelor conducătoare locale a transmis încă un mesaj de descurajare către factorii de decizie otomani ce ar fi putut lua în calcul transformarea țărilor române în provincii otomane. În privința Transilvaniei, situația se complică și mai mult datorită fortificații naturale de care beneficiază aceasta. Mă refer la arcul carpatic și la prea puținele și foarte îngustele sale pasuri. Fără transformarea în prealabil a Moldovei și Valahiei în provincii otomane, anexarea Transilvaniei nici măcar nu putea fi luată în calcul. Dar despre aceasta, într-un episod special. Cândva. Pe scurt, pentru cei obosiți de detalii, provinciile otomane se numeau Sanjak ori Vilayet în perioada domnilor noștri medievali, eroizați în cărțele de istorie, și nu Pașalâc ori Raia. Deci turcii, corect otomanii, nu aveau cum să le transforme țările în raiale, fiindcă acest termen se referă la locuitori plătitori de impozite și nu la teritorii ori țări. Otomanii oricum nici nu prea au luat în serios administrarea directă a teritoriilor carpato-dunărene din cauza nerentabilității economice și a faptului că acestea nu prezentau un pericol militar și geostrategic. Încercări izolate au fost, însă nu de la centru. Rezistența hotărâtă a majorității elitelor conducătoare a confirmat însă ceea ce am spus deja. Și totuși, cu o altă cultură administrativă la otomani, probabil că țările române ar fi fost ocupate indiferent cât de mult se zbăteau pentru autonomie. Bătăliile, oricât de interesante sunt pentru noi astăzi, nu ar fi putut schimba prea multe la ce resurse aveau otomanii. Otomanii au preferat o administrare indirectă prin intermediul voivozilor locali, integrați deja în ierarhia administrativă otomană. Aceștia beneficiau de o largă autonomie întâlnită doar în cazul hanilor crimeeni. Spre deosebire însă de Crimea, limba administrației a rămas aceeași și a fost treptat înlocuită de română chiar. Iar moscheile și alte semne ale prezenței islamului la nordul Dunării nu se întâlneau pe nicăieri, cu excepția Dobrogei și a cazalelor otomane, adică subdiviziuni de sanjacuri formate pe unele teritorii valahe și moldovenești anexate direct de către otomani în secolul XV. Deci nici gând și loc de raiale și pașalâcuri. Însă gândul meu este, ca să vă urez, așa cum Maria s-a obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!